Cercetătorii au spulberat încă un mit. Persoanele care consumă zilnic brânză grasă nu își pun silueta în pericol, ba mai mult, potrivit unui studiu recent, cei care mănâncă zilnic brânză au o inimă mult mai sănătoasă. Cercetătorii de la Universitatea din Copenhaga au invitat 139 de adulți să ia parte pe parcursul a 12 săptămâni la un experiment alimentar. În cadrul studiului, o treime dintre participanți au consumat zilnic 80 de grame de brânză grasă, iar o altă treime 80 de grame de brânză cu un conținut scăzut de grăsimi, în timp ce un al treilea grup nu a consumat brânză deloc. Contrar așteptărilor, persoanele care au consumat brânză grasă nu au suferit schimbări la nivelul colesterolului LDL, așa zisul colesterol rău, al tensiunii arteriale, iar talia lor nu s-a modificat deloc. Mai mult decât atât, persoanele care au consumat brânză grasă au beneficiat de o creștere a nivelului colesterolului bun cu peste 25%. Alte experimente anterioare au evidențiat mai multe beneficii ale brânzeturilor demne de luat în seamă. Un studiu realizat de cercetătorii japonezi a scos la iveală un lucru important. Consumul de brânză previne acumularea de grăsimi în ficat, în timp ce alte studii au arătat că brânza te poate ajuta să dormi mai bine, te face mai fericit și e chiar un bun aliat în lupta cu kilogramele în plus. Așadar, cei care își doresc un stil de viață mai sănătos și să evite bolile cardiovasculare și metabolice ar trebui să se gândească să introducă brânzeturile în alimentația zilnică.